un grav accident de circulație s-a petrecut ieri la ora 11:50 de minute pe bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, în apropiere de trecerea de pieton de la Perla. Un bărbat de 29 de ani din Sâmnihaiul Almașului a fost lovit de un autoturism Mercedes în momentul în care a traversat strada prin loc nepermis și fără să se asigure. La volanul mașinii se afla un tânăr de 27 de ani. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind însă negativ. Pietonul a fost rănit grav. La fața locului a ajuns de urgență o ambulanță și un echipaj de la poliție. Victima a fost transportată la urgența Spitalului Județean. Poliția a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Căutăm informații legate de accidentul de la Perla, unde a fost... Am zis că căutăm informații legate de accidentul de la Perla. Da. Până la ora 4 le car pe site, acum lucrez la ele. Da. Și la ăla și la Sperfam și de la Ortelex. Că m-ai informat greșit legat de asta de la Perla. Mi-ai spus că la omul mi s-a făcut rău. Da, așa a fost necesară pentru ambulanță. Auzi? O fă lovit de mașină omul. Hai că nu, stau la povești, n-am vreme de pierdut, dacă ai înțeles bine, dacă nu.